Dragi prieteni, vă spun din nou un bun venit la Studenții Cuvântului. Mă bucur că putem fi din nou împreună și mă bucur că astăzi putem să descoperim câteva din parabolele pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat. Pentru studiul de astăzi o avem ca invitat pe Anelis Văleanu, studentă în anul 2 la pedagogie. Anelis, îți spun un bun venit. Bine, te-am găsit. De asemenea, alături de noi l-avem și pe Aurel Vișovan, student în anul 3 la teologie. Aurel, bine ai revenit alături de noi. Bine v-am regăsit. Dragi prieteni, vă invit să luați Sfânta Scriptură alături de dumneavoastră, aplicația My Bible dacă o folosiți și să citim împreună Marcu, capitolul 4, cu versetul 24 și 25. Anelis, te ascultăm. El le-a mai zis, luați seama la ce auziți, cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult, căci celui ce are, îi se va da, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Mulțumim. Aurel, cum înțelegi tu versetul ăsta? Crud. Din punct de vedere omenesc e crud. Suntem în secolul în care echitatea socială e totul. Da? Cei care nu au trebuie să primească de la cei care au. Să Iisus spune spre turburarea probabil a socialiștilor și a marxiștilor între ghilimele a vremii că va fi invers. Bineînțeles, Iisus nu vorbește aici de chestii economice, politice sau de altă natură. Însă el vorbește din perspectiva spirituală și înțelegerii spirituale. Contextul în care Iisus spune aceste cuvinte este a unui conflict continuu și perpetu pe care l-a avut cu fariseii care au stârnit fel și fel de dispute, fel și fel de discuții. Și Iisus spune aceste cuvinte din dorința de a ne motiva și de a ne încerca pe noi astăzi, pentru că de prea multe ori noi credem că stagnarea sau complacerea este un lucru bun. Da? Vedem asta și în pilda talanților, vedem asta și în pilda vierilor, vedem asta în multe pilde în care Iisus vorbește despre o pierdere a celor care nu au, da? Vierii vor să-l fure pe cel care a sădit via pentru că nu au și încearcă prin metode ilicite să-și crească considerabil situația, iar în pilda talanților vedem că cel care primește și nu face și nu dobândește mai mult pierde și ceea ce are și se dă celui ceea ce a primit și se dă celui care are mult, da? Cel care a primit a ajuns până la urmă cu 10 talanți. E crud. Ni se pare crud, ni se pare nedrept cum să iei omului și paraua și ultima sursă, resursă pe care o are, însă eu cred pe deplin în acest principiu al vieții spirituale și al înțelegerii spirituale, al faptului că noi trebuie să fim într-o creștere continuă și asiduă, fără de care ajungem la stagnare, iar stagnarea sau lenea sau lipsa de creștere în ochii lui Dumnezeu un păcat. Lucrul ăsta duce la retrogradare. Da? Suntem obișnuiți cu termenul ăsta mai degrabă din sport, însă e un adevăr. Timpul trece, lumea se schimbă și demersul vieții laice și poate și a dreptul celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu e într-o rapidă schimbare și tu dacă nu progresezi și nu crești și rămâi la nivelul tău, automat vei retrograda, fiindcă vor veni oameni din spate care vor lua și ceea ce ai tu, da? Ceea ce ți-ai spus tu că ești sus și ai ajuns la un nivel și așa se întâmplă și în dreptul lucrurilor spirituale pentru că Dumnezeu se așteaptă de la noi o creștere, așteaptă de la noi o creștere continuă. Da. Mulțumesc, Aurel. Anelis, cum vezi tu acest verset? Cred că aceste versete se referă la un adevăr crud, așa cum a spus și Aurel. Este dureros, într-adevăr, însă, în același timp, vedem că Dumnezeu este drept până la capăt, fiindcă El nu umblă cu jumătăți de măsură, ci la El este totul sau nimic. Și așa mi se pare și din aceste versete.
Mulțumesc că ai să faci un pas mai departe și prima pildă pe care ne propune studiul nostru pentru a aprofunda-o puțin este pilda semănătorului pe care o găsim în Marcu capitolul 4 și aici spune că semănătorul a ieșit să semene. Bun, avem sămânța care cade lângă drum, sămânța care cade pe teren stâncos, sămânța care cade în solul plin de buruieni, sămânța care cade într-un pământ bun. Bun, Aurel, ce poți să-mi spui despre aceste tipuri de sol și cu care crezi tu că ne asemănăm noi cel mai mult ca oameni? Multe categorii de sol prezentate aici. De obicei vedem că în literatura asta de înțelepciune, de obicei se împarte doar în două categorii. Însă vedem că aici Iisus face o descriere pe larg a unor comportamente umane. Și cred că cea mai descriptivă pentru secolul 21, pentru 2024, când ne aflăm noi astăzi, este sămânța care cade într-un pământ bun, însă care este înconjurată de buruieni. Au existat secole în care n-a fost așa situația în istorie, și istoria ne spune de mari treziri spirituale, da? Secolul 16, 17 și secolul 15. Vedem retreziri spirituale în care n-a fost, grijile vieții nu mai contau și problemele de natura asta. Eu cred că astăzi oamenii sunt destul de entuziaști și vedem o dorință deosebită după Hristos, după scriptură, după cuvânt, însă care nu are stabilitate pe termen lung, pentru că inevitabil se ajunge la un punct în care greutățile sunt prea mari de dus sau sunt prea complicate situațiile în viață încât să mai merite să sacrifici pentru Hristos. Oamenii astăzi fac niște sacrificii supraumane. Lucrează 2-3 joburi, au probleme în familie, au probleme de sănătate, lumea mai bolnăvicioasă, context de război, nesiguranță economică și așa mai departe. Și pentru că problemele astea sunt mai grave și pentru care deja sacrifici, da? Mă, sacrific pentru familie, sacrific pentru mine, sacrific pentru sănătatea mea, sacrific chiar din sănătatea mea, din banii mei, din cererea de a sacrifica pentru Hristos și de a prinde Hristos rădăcini în viețile tale prin sacrificiile pe care le faci, nu mai pare viabilă. Deci sămânța cuvântului nu-și mai găsește locul. Deja prea multe burieni sunt în jurul meu și cu care mă lupt. Iisus nu spune că în dreptul plantei care dă rod, în jurul ei nu sunt burieni. Noi astăzi suntem naivi pentru că să trăim într-un secol agricol în care buruienile pot fi extirpate foarte ușor. Dar în vremea Domnului Iisus, buruienii erau peste tot. Întrebarea este dacă ajungeai să fii înghițit de ele sau nu. Evident, depindea și de pământ și de sol și de alte lucruri, dar ceea ce vreau să spun este că Iisus este și cred că Dumnezeu este foarte fericit să vadă că oamenii primesc cuvântul și sunt dornici. Însă, categoria aceasta, care este foarte prezentă astăzi, pe mine, ca slujitor spiritual, mă tulbură, pentru că văd foarte mulți oameni care lasă, primesc Evanghelia și o lasă după aceea, din alte motive, și cred că grijile acestea ale vieții descurajează din ce în ce mai mult pe oamenii lui Dumnezeu și îi pun și ei întrebarea, măi, câte mai pot să duc și câte mai trebuie să sacrific și pentru Hristos și pentru veacul ăsta când încep să simt că nu mai am sol, nu mai, solul meu deja acaparat de prea multe lucruri, nu mai am putere. Mulțumesc, Anelisa. Spunem câteva lecții spirituale pe care le putem extrage din pilda semănătorului. Câteva lecții. În primul rând, trebuie să avem grijă la semințele pe care le plantăm în viața noastră, la ceea ce lăsăm să intervină în viața noastră, dacă vrem să avem
rezultate bune sau mai puțin bune. Cred că este foarte important ca atunci când ne aflăm într-un loc în care suntem siguri că este bun și suntem statornici în cuvânt, nu trebuie să ne lăsăm influențați de ceilalți și să ne uităm cumva peste gard. Pot să mai spun că este esențial ca atunci când primim în viața noastră ceva bun, cum a fost pilda cu semănătorul, să nu rămânem la acel stadiu în care doar să primim fără să facem ceva, ci să luăm atitudine și cumva să răspândim mai departe ceea ce am primit, ceea ce am auzit. Bine, mulțumesc. Hai să facem un pas mai departe și la un moment dat ucenicii îl întreabă pe Domnul Iisus: Doamne, de ce ne vorbești în pilde? Marcu capitolul 4 cu versetul 10, când a fost singur, cei ce erau în jurul lui împreună cu cei 12 l-au întrebat despre pilde. Vouă, le-a zis el, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde, pentru ca măcar că privesc, să privească și să nu vadă, și măcar că aud, să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. Aurel, nu ți se pare un pic un paradox aici, adică nu vrea Dumnezeu ca toți să venim la mântuire? De ce Dumnezeu alege să le vorbească în pilde și spune că măcar că văd să nu vadă, ca nu cumva se întoarcă la pocăință și să li se ierte păcatele? E puțin paradoxal. Cum înțelegem treaba asta? Paradoxal în sine. Ironic sau întâmplător. Nu neapărat. Ba, e și ironic. E faptul că Iisus nu vorbește de la sine. Iisus practic parafrazează sau citează din Ioan Botezătorul. Vorbând și puilor de năpârci, spune: măi, voi de ce veniți aici? Vreți să scăpați de mânia viitoare? Mergeți, dar și faceți roade vrednice de pocăința voastră. Era o gândire în vremea aceea că cine urmează pe un învățător sau pe un, va avea niște beneficii, va avea de câștigat. Însă vedem că Iisus, deși dă niște pilde contextualizate pe înțelesul oamenilor, la nivelul lor, da, dacă erai un agricultor în partea aceea de Israel, era foarte ușor de înțeles, era atât de ușor, de ei erau și într-un câmp, adică aveau exemple vii înaintea ochilor, dar vedem că înțelegerea adevărată sau profund spirituală a acestor lucruri era ascunsă de ei, nu erau capabili să înțeleagă lucrurile acestea și nici nu doreau să le înțeleagă. Ei veneau după Iisus, mulți dintre ei, din alte motive, din alte căutări. Să le mai dea un pește. Să le mai dea un pește, o pâine. Mai ales și să vindece. Erau oameni interesați și de învățăturile lui, nu putem spune că nu era așa, dar Iisus, practic citând, între ghilimele citând, că nu e o referință directă, dar e aceeași tematică din Ioan Botezătorul, spune: oamenii aceștia, ei caută ca pocăința lor și să vină la Dumnezeu să se pocăiască, vine pe o latură cu totul și cu totul greșită. Bineînțeles, aici Iisus nu vorbește în mod drept. Iisus nu spune că cine aude și înțelege se generează automat o întoarcere la Dumnezeu și se iartă păcatele. Nu. Ci îi folosește acest limbaj figurativ ca ucenicii să înțeleagă că menirea sau scopul învățăturilor lui este într-adevăr ca oamenii se întoarcă, ca oamenii se pocăiască. Însă cei
care trebuiau să ajungă la experiența cea spirituală erau cei care erau cu adevărat sinceri, care îl căutau pe Hristos, care căutau adevărul, care îl doreau pe Dumnezeu și erau capabili să aducă roade vrednice de pocăința lor, pe când Iisus nu dorea ca învățăturile lui să ajungă, mai ales cele care ar fi ghidat spre, cum să spunem noi, spre o falsă religie, spre o falsă închinare, spre o falsă pietate, să nu ajungă în mâinile lor și oamenii să facă ce vor ei cu ea. Dar e greu să înțelegem cum puteau aceste cuvinte admite faptul că Iisus nu s-a contrazis niciodată. El a spus că a venit clar să câștige pe toate oile pierdute. Iisus avea acest scop, să mântuiască, să dea viață din belșug. Adică Iisus clar că nu vorbește despre asta aici, ci vorbește într-adevăr că despre faptul că în vremea lui, ca și astăzi, de fapt, sunt oameni care caută prin formele exterioare, prin cunoștințele pe care le au, prin înțelegerile acestea, să dobândească între ghilimele o pocăință sau o întoarcere la Dumnezeu lipsită de orice dorință sinceră după el. Da. Bine, Anelis, cum înțelegi tu acest pasaj? Eu am un alt punct de vedere. Se leagă cumva de ce a spus Aurel, dar mă gândesc că a ales să le vorbească în pilde și pentru faptul că a vrut să dezvolte în ei gândirea critică. Adică să evalueze cumva experiența altor oameni și în același timp să învețe să nu facă așa cum ceilalți au făcut. Adică să învețe din greșelile altora. Bine, mulțumesc. Hai să facem un pas mai departe. Și o altă parabolă pe care studiul nostru ne-o propune se află în Marcu, capitolul 4, și de aici citim de la versetul 21. El a mai zis, oare lumina este adusă ca să fie sub baniță sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sfeșnic? Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. Bun. Cum înțelegeți această pildă? Credeți? Adică oamenii când folosesc internetul și vor să se ascundă, folosesc cumva un incognito și cred că scapă. Pot fi lucrurile astea valabile și când vorbim de faptele pe care le facem în raport cu judecata lui Dumnezeu? Pe partea de fapt este clar că în dreptul lui Dumnezeu nu e nimic ascuns. Însă văd aici că Iisus practic clarifică ce a spus mai înainte și anume faptul că învățăturile lui sunt o lumină. Sunt într-adevăr o lumină care nu va rămâne ascunsă, va fi descoperită, va ieși la lumină și dacă are cineva urechi de auzit, să audă. Adică repetă acest îndemn către oamenii care erau în jurul lui. Dacă o învățătură cu privire la Iisus, ei nu o înțelegeau, nu o primeau, nu o acceptau, ei nu trebuiau să se panicheze, să spună, domnule, sunt pierdut sau nu, e prea misterios, e ceva de neînțeles, ci Iisus le garantează și făgăduiește, de fapt, o revărsare a luminii, o revărsare a adevărului asupra omenirii. Viețile noastre sunt comparate, și cum ai spus și tu, cu această lumină. Adeseori, ca ai aplicație omiletică și spirituală la acest pasaj, este clar că noi, ca lumina lumii, da, așa cum atribuie Domnul Hristos, noi nu putem să rămânem ascunși. Există o naivitate patologică, pot să spun, în dreptul oamenilor care cred că ei se pot ascunde la nesfârșit. Domnule, mă duc în munți, îmi șterg toate datele, încerc să plec, încerc să mă ascund. Însă vedem că oricât ai încercat să te ascunzi, tu nu ai cum să scapi.
Și asta nu doar că trăim în secolul informației și vizibilității și camerelor de filmat și celor de securitate, așa a fost dintotdeauna. Să ne gândim la ucenici, să ne gândim la Petru. Era o societate antică, o societate care n-avea camere de filmat, care n-avea Facebook, dar n-a căutat nimeni pe Petru pe Facebook să zică, bă, ăsta e ucenicul lui Iisus. Dar te știa lumea. După ce? După glas, după înfățișare, se comportă ca unul din ei. Adică, oricât ai fi încercat până și în vremurile lipsite de tehnologie, să te ascunzi, nu se putea. Și atunci Iisus ia, aplică asta și la oameni și la învățătura sa și spune ceea ce v-am spus, ceea ce v-am arătat, cine sunteți voi, lucrurile astea nu vor rămâne ascunse. Nu pentru că ele au fost tăinuite și e nevoie de o explicație directă, ci pentru că ele sunt la vedere și deși voi duceți lipsa înțelegerii, ea va fi, se va fi dată vouă. Și vedem evenimentul ăsta. Ucenicii n-au înțeles pildele, n-au înțeles lucrarea Domnului Hristos, n-au înțeles motivul pentru care a venit, dar după înviere, Iisus a stat și le-a tâlcuit tot ce era din Scripturi cu privire la el. Nu doar ucenicilor din Emaus, deși citatul este aproape pus doar în dreptul respectiv, dar ea le-a explicat, domnule, tot ce v-am învățat eu până acum, le-a descoperit. Iar noi trăim astăzi, în momentul în care Iisus ne-a descoperit învățăturile lui după înviere prin Duhul Sfânt, și vedem asta în viețile apostolilor, și trăim într-o continuă dezvăluirea luminii, da, într-o lumină crescândă, ca acest principiu hermeneutic, care va ajunge la desăvârșirea ei în momentul în care Iisus va reveni. Și ne spune Scriptura că vom crește în continuare în lumină și în viața veșnică, pentru că și atunci natura umană a Domnului Hristos, jertfa sa de la cruce, marele teme ale marii lupte și ale istoriei mântuirii, încă vor avea nevoie de descoperire. Deci Iisus ne făgăduiește un proces continuu. Și spun lucrul ăsta ca să completez ce am spus înainte și ce spunea Chanelis foarte bine. Iisus a spus o învățătură prin parabola asemănătorului, dar prin toate parabolele, față de care noi nu putem să venim cu pretenția că o înțelegem pe deplin. Nu știu, n-am citit și în onestitatea academică și actuală, nu există oameni care să spună, domnule, asta este, ăsta e înțelesul, asta este, până și în momentul în care Iisus dă tâlcuiri, da? Vedem că Iisus tâlcuiește pilda asemănătorului, cu toate acestea, ea tot a rămas un subiect de reanaliză pe parcursul istoriei. Deci Iisus în 3 ani și jumătate a spus și a făcut lucruri care ne vor lua nouă o viață eternă ca să le înțelegem pe deplin. Cred că este foarte important ca în fiecare moment să conștientizăm prezența lui Dumnezeu și faptul că El ne vede orice am face. Pentru că noi poate deseori avem impresia că putem să ne ascundem așa după o piatră și să ne comportăm așa cum am face o, dacă am fi singuri într-o cameră și credem că nu ne vede nimeni, dar de fapt ne vede Dumnezeu. Și ca și cum uneori avem un buton pe care îl apăsăm și ca și cum acum sunt credincios, dar pentru 5 minute iau cumva pauză ca să fac ceea ce îmi doresc. Și nu conștientizăm că și în acele 5 minute tot este cineva care te vede și nu poți să te ascunzi. Și cred că este foarte important să fim sinceri și față de noi, și față de Dumnezeu, și față de semenii noștri, ca să primim răsplata. Bine, să facem un pas mai departe și ne apropiem de final. În Marcu, capitolul 4, de la versetul 31, citim, de la versetul 30, de fapt, citim așa. El a mai zis, cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu sau prin ce pildă o vom înfățișa? Se seamănă cu un grăunte de muștar
care, când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ. Dar după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui. Pe lângă treaba asta, aduceți-vă aminte că la un dat Iisus le spune: dacă veți avea credință cât un grăun de muștar, veți spune muntelui acestuia, mută-te, se va muta de la loc. Anelis, cum înțelegi tu aceste versete? Faptul că Iisus compară cumva credința cu un grăunte de muștar ne arată faptul că noi nu trebuie să depunem mult efort pentru a primi, adică El a plătit un preț pentru noi, se străduiește zilnic să ne ajute în tot ceea ce facem, însă trebuie să ne facem și noi partea noastră, care în comparație cu partea lui este infinit mai mică și nu putem compara. Cred că a avea credință cât un grăunte de muștar se referă și la acele momente în care poate nu vezi nicio speranță, cei din jur nu dau șanse ca un lucru să se întâmple și pur și simplu nu vezi luminița de la capătul tunelului, dar și în acele momente în care, din punct de vedere omenesc, ți se pare imposibil să se întâmple acel lucru, dacă tu ai credință și te rogi, se poate întâmpla orice. La Dumnezeu totul este cu putință. Mulțumesc, Aurel. De ce aseamănă Dumnezeu, împărăția cerurilor, cu un grăunte de muștar? Analogia e naturală. Iisus vorbește tot de semințe, da? Prima dată vorbește despre Evanghelia care este dată omenirii și sunt acele categorii de oameni, apoi despre experiența spirituală personală a omului care crește această sămânță, care indiferent de ce face stăpânul, crește și ziua și noaptea. Și vorbind despre creșterea spirituală, deci pornind de la oameni, cei care primesc, au creștere spirituală, se ajunge la împărăție. Și iarăși se pune această sămânță care ajunge în pământ. Nu ni se spune cum, nu ni se spune de ce. Asta pentru că împărăția lui Dumnezeu este un dat. Nu are început, nu are sfârșit. Nu ni se spune când este pusă în pământ. Ni se spune așa. Este semănată. Este în sinea ei semănată. Nu ni se spune că exista un timp în care sămânța asta ar fi în alt context. Da? Este semănată. Este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ. Dar după ce a fost semănat, crește. Asta pentru că în împlinirea vieții Domnului Hristos, Iisus ajunge și preia puterea de dominare a viacului acestuia din mâinile satanei. Dumnezeu, când a creat pământul, a lăsat pe Adam, chiar creându-și pe Eva, a lăsat în grija lui Adam stăpânirea pământului ca și creație. Ulterior, cădând în păcat, satana ia puterea asta lui Adam și devine stăpânitorul veacului acestuia și vedem pe Iisus folosind acest termen. Și în contextul în care toate învățăturile, toate personajele, toate personalitățile vin cu învățăturile lor și practic susțin adeseori planul satanei, apare o sămânță mică a Mântuitorului Iisus Hristos, care prin jertfa sa și murind ajunge să fie semănată și ia naștere această împărăție sau crește această împărăție pe pământ. Sămânța este clar de surginte divină, da? Întrupată prin Duhul Sfânt și născută de Maria. Ea ajunge pe pământul acesta, repet, într-un mod miraculos, noi nu înțelegem cum, și ajunge la așa o magnitudine, nu doar numărul de creștini, că numărul de creștini nu prea încălzește pe niciun om care înțelege cum funcționează marea luptă. Doar în ochii lui Dumnezeu e clar cine e mântuit și cine nu e mântuit. Degeaba eticheta de creștin sau de om al lui Hristos. Ea ajunge la așa o culminație încât după jertfa Domnului Iisus și învierea sa, practic puterea satanei este luată pentru totdeauna. El nu mai este stăpânitorul veacului acestuia, nici pământului acestuia, este Iisus Hristos. Iisus este înălțat, îi se dă toiagul de fier în mână, este întronat pe tronul lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor
și ajunge această sămânță să fie locul în care, interesant ce spune Scriptura, păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui. Adică întreaga creațiune, nu doar omul ca beneficiar direct al împărăției, întreaga creațiune beneficiază de această restaurare a împărăției. Ne este greu să înțelegem cum nu jertfa lui Hristos n-a fost doar pentru oameni, ci a fost pentru întregul univers. Însă ceea ce este cert este că această împărăție nu va fi arsă de flăcării cele de a doua veniri și de distrugerea pământului după cea de a treia venire, ci este o împărăție care dăinuie, a dăinuit dintotdeauna și și-a făcut apariția pe pământ, repet. Da, sămânța de muștar e cam micuță și prea nesemnată. Și, practic, împlinind profeția din Isaia, unde spune despre Mântuitorul că nu era nimic plăcut la chip în dreptul lui, era un om ca oricare altul, ea a ajuns și el a ajuns să fie figura centrală a istoriei, iar împărăția lui să fie împărăția centrală a Universului. Da. Bine, vă mulțumesc mult pentru gândurile pe care le-ați împărtășit cu noi și de ce nu să facă bunul Dumnezeu ca această sămânță de muștar, acest grăunte de muștar, să prindă rădăcini în viața noastră și astfel să putem simți încă de pe acum veșnicia. Dragi prieteni, vă mulțumesc mult pentru că ați rămas împreună cu noi și eu am fost Ionatan Căluian și până data viitoare, nu uita să rămâi un student al cuvântului. Pe curând!